Mi-am cumpărat din Primark, la Primark-ul din Strasburg, mă refer, două lumânări extraordinar de ieftine. Nu mi-am cumpărat altceva, mi-am luat două beauty blendere, astea două lumânări, pijamaua asta faină de pe mine, pur și simplu n-am vrut să cheltuiesc bani. Aici scrie așa că este o lumânare cu vanilie și pe asta altă scrie tot vanilie. Ideea este că pe etichetele ei nu am găsit pe dinăuntru, mă refer, că se deschide eticheta nicăieri, unde să scrie ce mai conține, pentru că mai conțin ceva. Și se simte asta și în miros. Mie vanilia nu prea mi-o place, deci dacă miroseau doar a vanilie, mama îmi zice că s-ar putea să conțină și cocos și da, într-adevăr, au și miros de cocos. Au un miros parfumat, parcă ar conține și un parfum ceva, nu știu. Asta miroase într-un fel, asta la alta are un alt miros, o altă tentă. Ele două se aseamănă foarte mult la miros, nu știu cum să vă spun, păcat că nu se poate transmite mirosul online. Ar fi fain. Probabil că într-un viitor vor exista dispozitive care să acționeze asupra unor stimuli și acționând acei stimuli să putem să simțim mirosul. Cine știe. Sunt foarte mulțumită de mica mea achiziție, în sensul că miros foarte fain. Acum urmează să o aprind și nu știu pe care, cred că pe asta, și chiar sunt curioasă dacă lasă vreun miros. Pentru că știți voi, multe lumânări miros fain doar așa în recipiente, atunci când le aprinzi nu emană niciun miros sau mai mult de atât, miros neplăcut. 1,50 € asta la altă 0,80.
am lipsit un timp de pe YouTube, nu ca și fost eu foarte prezentă, dar am zis hai să încep din nou un daily vlog și să nu râdeți de codițele mele. El la lucru, era să spun el la școală, el la servici m-am plătit o fată. M-am plătit foarte fain. Am dormit peste noapte cu ele și atât de mult îmi place încât m-aș duce astăzi așa din nou, pentru că azi merg de noapte. Numai că sunt ciufilită. Așa că o să-l desprind și o să fiu foarte, foarte creață. Bun, nu știu dacă vă arăt astăzi, mi-am comandat o cremă de la Vichy. Ieftină, chiar a fost ieftină, cred că undeva la 38 de lei am găsit-o eu pe Mag mai ieftin. Și am comandat-o prin Easybox, deci de fapt prin Emag Genius, fiindcă era vândută de Emag, deci n-am plătit transport, așa că 38 de lei a costat crema, 38 de lei am plătit eu pentru ea. Și azi am primit mesaj că a ajuns la Easybox, l-am rugat pe prietenul meu să se oprească în drum când vine de la servici și să o ridice. Crema este pentru petele pigmentare, petele solare pigmentare pe care le am eu aici, pentru că sunt foarte urâte. Deci, pur și simplu, în funcție de lumină, arăt mai nașpa sau nașpa. Adică, să iure de tot, să vede că nu se încearcă. Uneori arăt ca și când aș fi plânsă. Deci, pur și simplu, e aiurea. Când eram brunetă, mi se părea că arătau mai... Când eram brunetă, mi se părea că arătau mai negre, mai închise, probabil din cauza contrastului. Acum mi se pare că arăt mai pistuiată, petele arată mai maronii, așa, ceva gen, nu știu, pur și simplu se vede că sunt pete. Din punct de vedere al contrastului, parcă arată mai ok acum așa că sunt blondă și nu ies atât de tare în evidență, în sensul că nu par a fi cearcăne, nu par neapărat a fi bolnavă, ceva de genul. Când eram brunetă și erau atât de proeminente, pur și simplu zici că eram bolnavă, măcar să văd că sunt pete. Așa, și printre recomandări să spun, zic să încerc de la Vichy, pentru că, deși sunt destul de ieftine produsele, par a fi bune. Mi se hai să încerc să nu cer direct, să nu sar direct pe un produs foarte scump, doar pentru că, nu știu, brandul sau recomandările în funcție de brand, doar din cauza asta. Pe urmă, să-mi pară rău în cazul în care nu-și face efectul. Și așa că abia aștept să vină crema, dacă mai am timp o filmez azi, dacă nu vă arăt mâine. Aș vrea să o și încerc, dar cât filmez eu daily-ul acesta, o săptămână, nu cred că s-ar vedea vreun efect, încă în caz deja e luni, probabil o să încep să folosesc mâine, adică de marți. Na, nu știu, trebuie să citesc, am voie să ies în acea zi afară cu ea sau trebuie să o șterg și trebuie să mă spăl, habar n-am. Dar drept e că am căutat o cremă pentru albirea petelor pigmentare. Acum sper să-și fac efectul. Și încă o dată codițele mele, doamne, îmi plac foarte mult, pur și simplu. Deci eu n-am mai avut cărare pe mijloc, mă uit așa încolo pentru că am o oglindă. N-am mai avut cărare pe mijloc, nu știu de câți ani. Da, ultima dată m-am plătit sora mea când am fost la ea în Strasburg, tot așa, mă, că eram brunetă și nu se vedea atât de fain. Tot timpul mi se părea că, nu știu, stănașpa sau ceva de genul, dar acum am plătit ea așa, mi s-a părut că totuși e fain. Păcat că eu nu pot să mă împletesc așa. Chiar nu pot. Și ce fain se vede ombreul, cum sunt eu vopsită, se vede foarte fain. Și când eram roșcată și începea să crească părul meu și atunci arăta fain când îl împleteam. Dar nu știu din spate. Nu știu în ce măsură se mai vede el bine pentru că e ciufilit. Bun, cam atât am avut de zis pentru astăzi. Vremea e nașpa de tot, nu numai că a venit toamna, dar cred că va fi o toamnă urâtă, ploioasă, cu măcilă urâtă de tot. Așa am eu presimțire. Sau poate că e doar săptămâna asta așa mai ploioasă și poate că vom avea o toamnă liniștită cu frunze galbene frumoase. Dacă nu, asta e. Nu prea îmi place ca trecut vara. Parcă mai mult am așteptat-o de trecut, a trecut foarte repede. Că a fost o lună de căldură constantă. Cam atât.
Cinema Genius, v-am zis că am comandat-o. Aceasta este crema Gerovital Evolution Whitening Cream Dark Spots Correction cu... așa se numește, H3, dar conține AHA, parcă, da, care decolorează petele pigmentare, albește, le dă uniformitatea tenului. Zice într-adevăr că atunci când o apliți să nu te expui la soare, se aplică de 2 ori pe zi, minimum 2 luni de zile pe zonele afectate. Așa că o să mă duc să mă demachiez, nu am machiaj pe față, dar totuși aș vrea să fie tenul curat și o să încep să o folosesc. Că oricum nu mă expun la soare. Și bineînțeles că a rămas. Ieri mi-am dat seama că am rămas fără demachiant, așa că am dat o fugă până la Profi și am cumpărat. Am găsit pe asta de la Bella Cotton, 100% bumbac, sper să nu lase scame. Și apă micelară, mai aveam extraordinar de puțin, deci fix pentru tură mai aveam din acea neagră preferată a mea, dar am luat-o pe asta că este foarte bună și ea. Abia aștept să văd crema asta și face treaba sau nu. Și un colețel de pe Shein. Le-am desfăcut numai așa ca să văd dacă sunt toate articolele. Nu le-am probat, doar încălțăminte am probat-o. Îmi este bună. O să trebuiască să le filmez. Nu știu, nu cred că fac separat try on haul. Nu știu, mă mai gândesc. Am pus o comandă prin Bringo. Vă spuneam eu odată că cei de la Bringo au promoții uneori pentru a nu plăti transportul. Dacă comanzi, nu știu din ce categorie, de o anumită sumă, nu plătești transportul. Eu aveam nevoie doar de detergenți pentru haine albe și haine colorate și de un Lenor. Și fix s-a nimerit să fie o promoție și la Ariel, deci nu la rufe, nu la produsele pentru spălat haine, ci doar la Ariel și Lenor. Deci nimic mai bun decât exact ce aveam nevoie. Dacă cumpărai în valoare de 73 de lei din promoția Ariel și Lenor, aveai transportul gratuit. Oricum, eu de obicei cumpăr așa sticle mari, v-am mai zis eu, ca să știu sigur că o lună și ceva nu am treabă, mai mult de o lună. Am găsit Pervol mare, ceea ce mă încântă, pentru că la Profi și minimarketurile acestea de la Carrefour nu le găsești așa la cantități mari, decât mai mici, rar de tot găsești. Și pervolul acesta este la 4 kg aproape, 4 litri. Deci ăsta era separat, nu era în promoție. Ideea e că Arielul și Lenorul făceau parte din promoție, au depășit chiar 72 de lei cu puțin, am cumpărat pe acesta. Love, nu știu cum. Așa că n-am mai plătit transport. E o vreme. Vai de mine ce ceață este. Uitați-vă. Eu mă duc la servici. Sunt cam în întârziere, așa că mă grăbesc să vedem. Ia spune tu ce ai pățit. Spune ce ai pățit. Deci voi vedeți cât e de mic câinele ăsta. Am fost lăsat. Și le-și cat o albină. Na. Deci, haideți să vă povestesc, să o las puțin jos. Am fost lăsat și am stat vreo 3 zile, 4, nicio treabă, oricum ne avem foarte mare grijă de câine, pentru că e foarte mic și dacă pățește ceva, na, cu atât mai grav la un animal atât de mic, că nici medicamente nu poți să-i dai, oricum, nu știu ce cantități, are 1 kg 800, cam așa. Și vine prietenul meu la un moment dat înăuntru cu ea, mă, ce ne-am pregătit să plecăm, mai aveam de luat un bagaj, 2 și gata, eram de plecare. Vine înăuntru cu ea și zice, tratează-ți fata. Și spune că o văzut când a pișcat o albină și așa în talpă, la urmă i-am scos eu acul din talpă. Vreau să zic că în nici 5 minute după ce a pișcat-o, hai să zicem 7, 8, cam așa, a fost letargică. Deci mai puțin, de fapt a făcut un fel de șoc anafilactic. Nu știu cât de inspirat a fost prietenul meu și a luat de acasă, de obicei luăm pentru ea una, două chestii și acum avea aici la gât o iritație cum s-a scărpinat. Deci ea de micuță era cu pielea sensibilă, puțin dacă se scărpina o zi, salut și făcea iritații. Și am bandajat-o ca să nu se mai scărpine.
Și nu știu cum, de ce a luat el hemisuscinat. Noroc că am avut. Deci vreau să zic că n-a zis nici câri, nici mâr când a înțepat-o să-i facă hemisuscinat. Ca să nu, că Doamne ferește, murea. Adică pulsul oricum era scăzut, era tot leșinată. I-a făcut hemisuscinat și după vreo 5 minute așa a început să miște puțin capul, după vreo 10 minute deja se uita la mine, în vreo 15-20 de minute era ok. După vreo jumătate de oră începe și să linge și zic, nebună, și lingea lăbuța unde a avut înțepătura, piciorul durea clar. Dar văd că începe și se scarpină așa. Când mă uit, ridic aici piciorușul la sub braț, toate era plină de edeme așa mici roșii. Când mă uit și aici la gât, așa-i stătea părul, drept, nu-i mai stătea în jos. Toate era cum stătea pielea așa, se vedea numai edeme, punguțe din acelea roșii sau cum să zic. Și pe cap începea să-i stea părul în sus. Mamă, zic, acum ce facem? Și mi-am amintit că este un veterinar acolo la noi la sat, unul tânăr. Foarte bun din câte am înțeles. Bine, îl și cunoșteam, ne cunoșteam din școală. Și ne-am dus repede, că era la un colț distanță, ne-am urcat în mașină și am dus-o, că n-aveam ce să facem. Deci riscam să se umfle, adică cu siguranță i s-ar fi umflat și gura și limba și gâtul și n-ar mai fi avut salvare. Și ne-am dus repede, am sunat și na, ne-a ajutat cu dexametazonă, i-a administrat dexametazonă, după care după vreo 3 minute a început să-și facă efectul, nu s-a mai scărpinat și tot așa în vreo 10 minute a început să se dezumfle și în jumătate de oră nu mai avea erupții pe sublăniță, pe piele, nu mai era umflată. Așa am pățit cu ea, Doamne, Doamne, bine și albinele astea sunt turbate în octombrie, albine, adică despre ce vorbim, nici ele nu mai știu, dar e foarte periculos. Dacă aveți așa cățeluși de talie mică, e periculos indiferent ce se întâmplă cu ei. Cu cât au mai puține kilograme, cu atât să vă gândiți că sunt mai predispuși ca ceea ce pățesc să-i afecteze mai tare chiar și să conducă la deces problemele lor, pentru că sunt foarte mici. Așa cu miuța noastră, bine că a scăpat, oricum, acum o să am, noi ne uitam tot timpul, nu o lăsam să sară prin flori, nici nu sărea aia, că nu calcă florile sau ceva. Deci, e grijulie așa, nu, na, toată vara, nicio albină, nimic, n-a pățit nimic și acum asta a fost. Na, cam așa. Atât am avut de zis, am vrut neapărat să spun chestia asta pentru cei care aveți animale și voi să aveți grijă că sunt turbate albinele astea, nu mai sunt cum au fost. Na. Astăzi avem un mini haul, unboxing, try on haul, Shein. Sunt doar una, două, trei, patru, cinci produse. Deci o să fie foarte scurt, dar cu try on haul-ul va fi destulă filmare sau destul material pentru un clip. O să încep cu bluza asta de pe mine. O să vedeți voi mai bine în try on haul. Îmi place foarte mult, este un material plăcut, este subțire, în același timp pare călduros. Bluzița aceasta este ușor transparentă. Îi se vede eticheta, mă, nu știu în care parte eticheta. Deci e ușor transparentă, dar mi se pare că materialul este un material care îl ține de cald, adică nu știu. E subțire, dar cred că merge doar bluzița și o geacă pentru că nu știu din ce e făcut, dar simt eu că ține cald. Botinele mi se potrivesc perfect, nu sunt mici, nu sunt mari. Deci se potrivesc foarte bine. Adică, în sfârșit, ceva cumpărat de pe internet care nu mă strânge sau în care nu-mi plutește piciorul. Am avut emoții. Așa arată ele.
Vin puțin boțite așa că, uite, de data asta n-am găsit hârtie băgată în ele. N-au absolut niciun defect. Înăuntru au un model așa, nu știu ce număr am luat. 39. Trebuie să mă uit neapărat dacă am luat 39. O să vă las eu pe ecran. Chiar nu mai știu dacă... Nu cred că m-am riscat să iau 38. Pot să las și review-uri. Adică dacă pe mine mă ajută să văd cum arată o bluză, o fustă, o rochiță, un pantalon pe o persoană, atunci îmi doresc să las și eu review-uri. De acolo scrie ce înălțime ai, ce greutate ai și cum stă bluza aia pe tine în mărimea XS sau XXL, nu contează. Și atunci cel care se uită și are înălțimea ta sau greutatea ta știe că o să-i se potrivească produsul respectiv. Am cumpărat un set de 3 curele. Dacă mă credeți sau nu, eu nu mai am curele, deci nu mai am... Cred că de ani de zile nici o curea în casă. Trebuie să le mai fac eu găuri pentru că nu sunt mari. Așa arată ele. Cu asta mă rog, am făcut și poză. Deci trebuie neapărat să le fac o gaură pentru că îmi sunt mari. Par destul de calitative. Acum, nu știu, vi le-am arătat. Pe partea asta sunt așa. Partea asta sunt așa. La cât au costat, chiar dacă... vor crăpa repede, nici nu contează. Mai am o bluziță asemănătoare puțin cu asta de pe mine, mă refer la material. Nu este o împletitură, deși așa pare, însă este un material foarte pufos. Pufos, moale. Nu știu cât vă dați voi seama. Pare V-ul acesta extraordinar de mare, de adânc, dar nu, este potrivit. Probabil dacă ai sânii mai mari, atunci se vede că e foarte adânc V-ul. Și mâneca pare a fi așa puțin boțită aici. Nu știu cum să vă arăt eu mai bine. Ea în imagine era mult mai pufantă. Dar sunt mulțumită de ea, îmi place cum arată, îmi place că este un material moale. Din nou, este subțire, dar cu o gecuță peste, nu îți va fi frig. Asta este mărimea M. Are mânecile astea așa puțin, gen colopăt, parcă pe site erau puțin mai lărguțe. Pare puțin grosuță, dar nu este, este subțire. O să mă apropii imediat. Se poate băga și în pantalon, se poate lăsa și așa, chiar îmi place foarte mult. Bineînțeles, nu cu blugii rupți în genunchi, dar hai că mă apropii să o vedeți puțin. Ia stați așa. Modelul ei este așa, în V, decupat. Nu este foarte adânc de colteul, deși pare extraordinar de adânc, dar nu este. Are așa modelele astea faine. Nu știu, zici că este împletit de-a dreptul, dar este doar un model pe bluză, deci nu este o împletitură. Însă îmi place foarte mult. Nu e extraordinar de subțire, nu e transparent. Și o pereche de pantaloni. V-am spus că mă risc totuși să cumpăr o pereche de pantaloni și să fiu mai atentă. I-am călcat și am făcut niște poze în ei. Sunt cu talia înaltă. Un crac l-am călcat și am făcut o dungă așa pe mijloc. Un crac l-am lăsat așa și vreau să spun că arată mult mai bine cu dunga asta. Nu vă dați voi seama acum așa prea bine de ei, că au aici făcut o manșetă. Deci sunt sufrecați puțin. Ei sunt o idee 3 sferturi, deci nu sunt nici până la gleznă, nici foarte sus de gleznă. Au aici în față o mică pensă. Deci în continuarea pensei se pot călca frumos la dungă. Materialul este subțire. Nu zic că nu,
nu mai este de vremea asta, cel puțin nu pentru persoane figuroase ca mine, sau dacă sunt zile cu temperaturi mai blânde, atunci da. Mărimea 34XS, tot așa marca Shein. Puteam să iau XXS, dar mi-era foarte frică din nou că sus pe talie mă vor strânge și se va vedea urât. O să vedeți cum mi-am purtat, adică cum am făcut eu pozele. Merg și cu cămașă, dar totuși nu mă definește pe mine. Deci dacă eu port o cămașă, prefer să o port la bluzi sau la altfel de pantaloni, dar nu la stilul acesta clasic. Dacă le pun o curea maro, mă duce cu gândul spre ceva safari, iar merge probabil cu un fel de vestă, crem, deci îi schimbă cu totul stilul. Ar merge și cu acele botine. Dacă îi port fără curea și cu un tricou crop top și cu Adidas, și din nou o să vedeți ce bine merg. Aceștia sunt pantalonii crem, îmi sunt o idee măricei, deși sunt XS. Am ales să pun o curea, nu râdeți, trebuie să mai fac o gaură. Bun, am ales XS-ul și nu XXS-ul, deoarece mi-era frică, virgulă, că nu o să mă cuprind aici sus. M-am zis că sunt puțin mari. Se vede și aici, dar foarte puțin, adică ei nu sunt un model de pantaloni mulați. I-am călcat pe partea asta cu dungă, așa, în mare, repede, nu se prea vede, și partea asta alta am lăsat-o călcată normal. Mi se pare că merg mai bine cu dungă, chiar și dacă îi voi purta cu Adidas și fără curea. Adică stau pe mine și fără curia. Tot de pe Shein am luat și cămașa aceasta, dacă vă amintiți voi, am cumpărat două cămăși și uite că am găsit și la ce s-o port. Bine, ea merge purtată și la bluș, nu e absolut nicio problemă. Bun, aceeași pantalon, de data aceasta cu perechea asta de Adidas. Uite ce fain merg și cred că mi-am găsit de fapt combinația. Clar, așa îi voi purta. Deci îmi plac la nebunie. Totuși, chiar și așa, aș alege să-i strâmtez puțin. Ador că pot să țin mâinile în buzunar. Deci îmi plac la nebunie. Foarte mult îmi plac. Asta e combinația perfectă cu un tricou. Fie el sport, fie doar crop top, pur și simplu. Nu mai lung, nu mai scurt, clar. Deci îmi place super, super mult. Clar, asta o să rămână ținută. Bun, acestea au fost produsele, puține, dar n-am vrut să pierd punctele pe care le-am avut la Shein. Acesta a fost clipul meu, sper că nu v-am plictisit, sper să vă placă. Nu uitați să-mi dați acolo un like, nu uitați să-mi dați subscribe, adică să vă abonați la canalul meu. Și până data viitoare, v-am pupat!